presajăm, dumneavoastră sunteți cel care îl consiliați pe premier în ceea ce ține de domeniul sănătății. Dumneavoastră personal, cum vedeți ceea ce se întâmplă în acest domeniu? În primul și în primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru invitația de a participa la acest interviu și aș dori să remarc, în primul rând, ceea ce noi suntem prezenți astăzi pe sistemul de sănătate, putem caracteriza ca un proces de schimbare, un proces de îmbunătățire, un proces de modernizare a sistemului de sănătate. Deosebi putem remarca îmbunătățirea segmentului de asistență medicală primară, sistemul sectorului spitalicesc, sectorul medicinii de urgență, totodată același mecanism de asigurări medicale, care sunt într-o continuă perfecționare, sistemul asistenței farmaceutice, care de asemenea, pe parcursul perioadei de mai bine de 3-4 ani, deja se bucură de o îmbunătățire și perfecționare a sistemului. Deosebi aici putem remarca toate acestea segmente prin prisma asistenței medicale primare este construcția centrelor de sănătate în localitățile rurale, însăși accentul fiind pus asupra accesibilității populației din localitățile rurale la serviciile de asistență medicală. Modernizarea sistemului spitalicesc, printre acțiunile concrete care noi ne referim, este modernizarea sistemului de sănătate spitalicească, prin dotarea instituțiilor de nivel republican și nu numai de nivel republican, dar și instituțiile din Republica, întreaga Republică. Deosebi vorbim și despre planurile care au fost recent enunțate de către Ministerul Sănătății la compartimentul construcției de la zero a spitalelor regionale. Acestea vor fi dotate la nivel înalt, toate aparatajele de ultimă oră performante vor fi construite iarăși cu consultarea și prin experiența și expertizarea colegilor din exterior, în care s-au dovedit exemple reușite de activitate și de funcționare a spitalelor, cât și a întregul sistem de sănătate. Guvernul a demarat mai multe activități în acest domeniu. De ce credeți că o parte din societate nu susține aceste activități în cadrul sistemului medical? Ați remarcat corect. Activitățile demarate de guvern, în primul rând, au avut ca scop atingerea obiectivelor de bază. Activitățile care au fost începute în perioada finele anului 2009, și practic au o continuitate la ceea ce s-a demarat practic în perioada la finele anului 2009. Aici aș dori să remarc printre activitățile care au fost întreprinse de către guvern și în mijlocit vorbim despre autoritatea la nivel central de specialitate, Ministerul Sănătății, în comun cu instituțiile subordonate, au proces la un set, întreprinderea unui set de măsuri venite să modernizeze asistența medicală. Deci remarcăm cu sprijinul însăși a partenerilor de dezvoltare, a partenerilor fideli, cum este Organizația Mondială a Sănătății, cum este Banca Mondială și alte instituții care în permanență ne acordă sprijin. Vorbim despre dotarea iarăși a instituțiilor medicale, spitalele, ultimul proiect care care este simțit deja la fi până la finele anului 2013, este construcția blocului chirurgical în cadrul Spitalului Clinic Republican, cu susținerea partenerilor japonezi, corporației JICA. Va fi posibilă dotarea a 16 săli de operații, care cetățenii Republicii Moldova vor beneficia de serviciile la nivel înalt, performante și de asistența celor mai buni specialiști din Republica Moldova care vor participa în acestea. Deci partea ce ține de
criticile aduse anumitor rezultate sau anumitor activități. Știm foarte bine că orice critică este binevenită atunci când este o critică obiectivă. În permanență suntem, în cadrul echipei, suntem autocritici, luăm în considerație părerea inclusiv a sectorului asociativ, neguvernamental, care este foarte activ și în permanență ne acordă pe lângă critici, ne acordă și ajutorul corespunzător. De ce? Și percepția din partea societății, a majorității cetățenilor este una pozitivă, deoarece rezultatele sunt vizibile. Le vedem și printre acele rezultate este inclusiv și dotările care au fost efectuate inclusiv în cadrul instituțiilor medicale de profil, cum este Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, care a fost în ultima perioadă dotat, inclusiv colegii din România, pot să confirme că majoritatea utilajului care este în acest spital este un utilaj unical, de care colegii noștri medici se bucură și au posibilitatea de a arăta rezultate, de a ne demonstra performanțele sale, de care noi ne bucurăm acum toții. Altă instituție este același Institut de Oncologie, care iarăși cu sprijinul partenerilor din Japonia a fost posibilă dare în exploatare în luna trecută a energiei solare, energiei fotovoltaice, care va permite însăși să fie efectuată economie de peste 30% din contul acestui nou sistem, care iarăși mijloace respectiv vor fi direcționate spre asigurarea cetățenilor cu servicii medicale, cu asistența medicală, cu medicamentele corespunzătoare de care au nevoie. Care sunt trei priorități stabilite de guvern în domeniul sănătății? Există fonduri pentru realizarea acestora? Primul și în primul rând, trebuie să accentuăm asupra segmentului de sănătate publică, care este și în prioritatea guvernului și a fost și în cadrul, inclusiv și în guvernul Filat. Este și o continuare în cadrul Guvernului Leancă. Prioritatea numărul 1 este, în cadrul segmentului de sănătate publică, este aprobarea cadrului legal prin prisma controlului de tutun, adică acordarea la prevederile Convenției Cadrul Organizației Mondiale de Sănătate privind controlul tutunului. Deoarece foarte bine cunoaștem că, pe lângă modalitățile de asistență medicală, urmează și să asigurăm modul de sau condițiile de prevenire și neadmitere a îmbolnăvirii. Trebuie să creăm o societate sănătoasă, să asigurăm o societate sănătoasă în care cetățenii să se bucure de un climat favorabil. În afară de aceasta, asupra segmentului, guvernul și-a orientat printre acțiuni prioritare este modernizarea asistenței medicale, la care m-am referit anterior. Primul și în primul rând este asigurarea cetățenilor din localitățile rurale cu asistență medicală primară, ca oamenii să aibă posibilitatea să beneficieze de serviciile medicale partea din localitate. Pe lângă aceasta este modernizarea spitalelor, nu numai spitalelor republicane, orientarea surselor inclusiv și asupra spitalelor din Republica Moldova, din Raiman. Un alt moment este însăși accentuarea asupra fortificării sistemului de asistență farmaceutică și în acest sens aș dori să remarc referitor la însăși deschiderea, lansarea unui laborator de control a calității medicamentelor la nivelul celui european. Deja este posibil efectuarea testărilor conform standardelor prevăzute inclusiv de Agenția Europeană a Medicamentelor și alte autorități în acest sens. Dumneavoastră, ca cetățean, cum vă doriți să fie sistemul medical de la noi, la nivel teoretic, să zicem? Pot să vă spun mai mult decât atât că eu deja, ca cetățean, și în măsura, în virtutea competențelor pe care le dețin, sunt prezent la o etapă deja practic de realizarea dorinților. Este o etapă în care noi și
și eu ca cetățean și alți cetățeni observă rezultatele, practic le simt. Și de ce, sigur că în procesul de modernizare preluăm practicile din alte țări, cum este Germania, în care instituțiile medicale funcționează excelent. Sunt prevăzute și alte spitale din Elveția, din Austria. Invităm experți din țările respective și care participă activ și ne acordă sprijinul corespunzător pentru atingerea obiectivului de bază de asigurare a cetățenilor cu servicii de înaltă calitate. În ultimele zile se vorbește despre un nou val de scumpire a medicamentelor. Care este cauza și, în general, cu ce s-a soldat acțiunile guvernului de a face o ordine pe piața farmaceutică? Vă mulțumesc pentru această întrebare și aici aș dori să remarc și să luăm în considerație trecutul nu atât de îndepărtat, în care creșterea prețurilor era un proces continuu și cetățeanul în permanență era prezent și pus în situația că medicamentul putea să crească prețul la acest produs important, practic și săptămânal. Era un haos pe piața farmaceutică. Majoritatea cetățenilor erau revoltați asupra segmentului și statul în perioada 2010, la începutul anului, ca urmare a indicației domnului prim-ministru Filat, el a implementat mecanismul de înregistrare a prețului de producător a medicamentelor. Este un mecanism viabil și care a demonstrat rezultate. Printre rezultatele de bază este stabilizarea prețului și neadmiterea majorării nejustificate a prețului respectiv. În rezultatul implementării acestui mecanism a fost posibilă economisirea mijloacelor financiare, inclusiv la domeniul de achiziții publică. A fost economisiți banii publici care au fost direcționați spre majorarea volumului de medicamente prin volumul respectiv au avut posibilitatea sau volumul respectiv au avut posibilitatea să beneficieze mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova. Și în afară de aceasta, medicamentele compensate, sunt uitat despre acestea, că din contul economiei efectuate, care s-a făcut prin mecanismul de înregistrare a prețului de producător, a fost posibilă majorarea listei medicamentelor compensate de la 486 de medicamente la 900 și ceva, practic, de două ori a fost majorată lista medicamentelor compensate. Cei ce suntem prezenți la acest val, cum dumneavoastră ați remarcat, de modificare, este o ajustare a prețului medicamentelor la cursul de schimb. Este o procedură firească care este prevăzută în actele normative care reglementează segmentul și de ce și apare o întrebare în momentul în care există acest drept al operatorilor economici. În deoseb vorbim despre producătorii din exterior, adică pentru produsele de import, produsele farmaceutice de import. De ce noi însăși ideea constată într-o aceea că acești producători au solicitat revizuirea sau modificarea acestui preț prin prisma cursului de schimb a leului moldovenesc care a acordat la valută străină, care în ultima perioadă a simțit fost o fluctuație care a avut ca rezultat însăși modificarea acestui preț. Dar suntem prezenți astăzi la o scădere, deci și însăși a cursului astăzi și sperăm că totuși această fluctuație sau această majorare va fi nu va fi atât de simțită de cetățenii Republicii Moldova. Cu toți cunoaștem că există corupție și în acest domeniu. Ce s-a făcut pentru a combate acest flagel? Vorbim despre remunerarea licită a medicilor, într-adevăr există. Rolul de bază este nu doar de a combate acest fenomen, inclusiv trebuie să punem accentul ca element de bază pe prevenire sau pe întâmpinarea actelor de corupție. Cea mai bună cale de a lupta cu acest fenomen este de a exclude condițiile sau factorii care favorizează însăși momentul de remunerare licită a medicilor. Este important și trebuie să realizăm un lucru că
Însăși condiționarea este un fenomen negativ. Cetățenii, atunci când sunt condiționați la anumite acțiuni pentru a remunera un medic sau altul. Campaniile de informare care au fost în permanență sub monitorizare sau sub întreprinse de către Ministerul Sănătății, Compania Națională de Asigurări în Medicină, în comun cu organele de control, au rezultat foarte bun. Elementul de bază este acordarea posibilității ca cetățenii să aibă posibilitatea să apeleze la serviciile sau inclusiv la serviciile organelor respective. Ministerul Sănătății în permanență monitorizează, inclusiv au fost înființate subdiviziunile specializate care se ocupă de examinarea tuturor cazurilor care sunt însăși sesizate Ministerul Sănătății, examinează minuțios și sub toate aspecte. În afară de aceasta, însăși elementul de un element coruptibil este inclusiv și promovarea de partea unor medici, a unor medicamente prin procedura de prescriere. Și aici aș dori să remarc un act care a fost aprobat de către Ministerul Sănătății și consider că este un rezultat bun, în care practic a fost o luptă grea. Înainte de a aproba, este modalitatea de prescriere a medicamentelor după denumirea comună internațională, adică începând cu octombrie 2012, toți medicii care prescriu medicamentele urmează să le efectueze în baza denumirii comune internaționale, dar nu după denumirea de brand, cum era pe timpul sau după cum dumneavoastră foarte bine cunoașteți. Existau anumite fițuici care îndreptau spre un anumit farmacie sau îndreptau spre un anumit brand sau ceva sau de genul. Chiar în perioada respectivă eram prezent de situații când cetățeanul se adresează la farmacii sau la farmacist dirigent de la Ghișeu și chiar insistă asupra unui medicament anume al țării de producere care a fost insuflat de către medicul corespunzător care l-a îndreptat pentru medicament. Alt moment este elementul negativ prin polipragmazie sau prescrierea medicamentelor, multor medicamente. Existau cazuri când se prescriau peste 10 de poziții de medicamente. După fi de faptului, chiar dacă puteau să fie prescrise doar 1, 2 sau 3 medicamente. Deci este un fenomen care însăși autoritățile în permanență luptă, dar și inclusiv și înființarea celor linii fierbinți sau linii verzi în cadrul Ministerului Sănătății, însăși în cadrul Companiei Naționale de Asigurări de Medicină, în care sunt explicate inclusiv și drepturile cetățenilor de care servicii medicale beneficiază, serviciul circunstanță și serviciul propriu zis care beneficiază în cadrul asigurărilor medicale. Aceste măsuri sunt întreprinse și ceea ce este important ca să fie asigurat toate procesele într-o manieră transparentă, inclusiv segmentul de achiziție publică, a medicamentelor, a tehnicii medicale trebuie să fie efectuat și ceea ce este făcut, practic, prin implementarea mecanismului centralizat de achiziționare a medicamentelor, care iarăși a fost implementat la finalul 2009, prin care, din punct de vedere logistic, toate achizițiile de medicamente vitale sunt efectuate prin intermediul agenției medicamentului și dispozitivelor medicale. Ceea ce a permis iarăși la o economisire a banilor publici, deoarece până la implementarea acestui mecanism eram în situație când un și același medicament era procurat în raionul, spre exemplu, din nord, în oricare raion, era prețul diferit din raionul din sud, în oricare instituție sau spital, practic de 2-3 ori era mai scump. De ce? Așa, prin implementarea mecanismului centralizat a fost posibilă existența unui singur preț pentru un produs. Și grație acestui mecanism, de asemenea, am avut posibilitatea de a economisi și de a majora volumele de medicamente care au fost însăși preconizate pentru necesitățile cetățenilor Republicii Moldova. Cum arată pentru dumneavoastră o zi obișnuită de lucru la guvern? Pot să zic că fiecare zi la guvern este o zi neobișnuită. De fapt, probabil că există elemente de rutină, ceea ce ține de circulația documentară, ceea ce ține de
organizarea întrevederilor, participarea la discuții tematice cu partenerii noștri de dezvoltare, cu autoritățile responsabile, Ministerul Sănătății, Agenția Medicamentului, Dispozitiv Medical, Compania Națională de Asigurări de Medicină. În permanență avem o comunicare, zilnică. Domnul prim-ministru este informat, cunoaște toată informația și toate noutățile care sunt pe piața, inclusiv pe segmentul sănătății. Deci aia și pot să zic, este sunt zile foarte frumoase, sunt zile care la finele fiecare zile pot să spui că s-a făcut ceva și ne bucurăm foarte mult, ne bucurăm enorm când suntem în parte și asistăm la succesele în medicina autohtonă, premierele care se fac la noi, care noi ne bucurăm în ultima perioadă de timp, de medicii noștri care sunt medici care se bucură de o autoritate în plan internațional, de care noi, Guvernul Republicii Moldova, prim-ministru, permanent prim-ministru domnul Leancă, permanență apreciază aceste reușite, acordă tot sprijinul și suportul pentru a dezvolta și pentru a moderniza în continuu, pentru a asigura studiile corespunzătoare viitorilor medici. Și aici aș dori să remarc inclusiv înființarea centrului de simulare în medicină, care a fost recent dat în exploatare cu sprijinul partenerilor noștri din Uniunea Europeană, sub patronajul personalului excelenței sale, Dirk Schubel, care a participat la acest eveniment, inclusiv participarea secretarului de stat, Ministerul Sănătății Germaniei, care a participat la lansarea și la deschidere. Suntem foarte bucuroși că acest centru de simulare este un exemplu de succes, inclusiv pe segmentul țărilor CSI, dumneavoastră nu o să găsiți asemenea centre de simulare. Republica Moldova, în acest sens, este un avansat. Inclusiv această avansare a fost apreciată și recunoscută de experți internaționali care în permanență ne-au acordat ajutor pentru implementarea și pentru darea în exploatare acestui centru. Condițiile pentru studenți sunt permanent în perfecționare. Într-adevăr, există rezerve, dar noi lucrăm asupra acestor rezerve în strânsă colaborare cu rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie, domnul Ion Ababi. Permanent lucrăm asupra dezvoltării și, practic, ceea ce este o noutate îmbucurătoare, că până la finele anului 2013 va fi aprobat însăși salarizarea a medicilor rezidenți, ceea ce nu a fost posibil până acum. Deci e lunar, în momentul în care desfășurau rezidențiatul, era asigurat doar bursa. Începând cu 2014, conform însăși promisiunii domnului Leancă, care la întrevederea cu studenții de la Universitatea de Medicină a asigurat referitor la posibilitatea acordării însăși legale, însăși prin prisma modificărilor la actele normative corespunzătoare, inclusiv a salariului de medic începător pentru rezidenții Republica Moldova, ceea ce este o noutate foarte bună pentru viitorii specialiști care să nu iarăși printre aceea. Această acțiune este menită să asigurăm, să diminuăm inclusiv și fluxul care este de deplasare în alte țări, care are și multe chestiuni pozitive, deoarece viitorii noștri medici specialiști au posibilitatea să se perfecționeze inclusiv în afara Republicii Moldova, preiau anumite experiențe și practici care sunt aplicate în continuare prin întoarcere înapoi în Republica Moldova. Ați activat în calitate de consilier al ex-premierului Filat, acum lucrați cu domnul Leancă. Cum i-ați aprecia? În primul rând, sunt persoane foarte bine pregătite. Sunt profesioniști adevărați, sunt persoane care nu au nevoie de a fi explicat în foarte mult, adică prin foarte rapid ideea, știu să asculte, lucrează într-o permanență, pun accentul pe echipa în care însăși formează,
de ce și a fost, pentru mine a fost o onoare să fac parte din echipa premierului Filat și să fiu în echipa domnului Leancă. Dar și-aș dori să remarc asupra capacităților persoanelor respective de a avea, în primul și în primul rând, care eu consider că este o chestie foarte importantă, este un alt simț al responsabilității, ceea ce este caracteristic ambelor persoane. Și în afară de aceasta sunt persoane care sunt cu suflet mare, care participă activ în acordarea ajutorului persoanelor nevoiașe, copiilor care au nevoie în permanență, participă activ, personal, monitorizează, chiar sunt de obicei întrebat referitor la derularea anumitor procese, spre exemplu, de acordare ajutorul medical copiilor sau cetățenilor care au nevoie. Pe ansamblu este, sunt persoanele care în permanență pun accentul, mă repet, pe echipă și trasează în fața lor anumite sarcini și cu certitudine așteaptă și să fac parte și inclusiv cu toți simțim rezultatele care le obțin. Când va avea Republica Moldova un sistem medical la nivelul celui european? Deja Republica Moldova, începând cu perioada finalului 2009, și ales calea europeană, inclusiv sistemul de sănătate, care este în permanență, ceea ce se petrece este ajustarea la standardele europene. Vorbim de asistență medicală, vorbim despre standarde minime de asistență medicală, vorbim despre sistemul de asigurări medicale, care este racordat la standardele, ajustat la standardele europene. Vorbim despre asistența farmaceutică, modificările care fost în ultimul timp, instituțiile care practic sunt înființate și activează în baza standardelor. Noi vorbim despre proces continuu, care suntem prezenți inclusiv și în ziua de astăzi. Tot ce a fost lansat la finele anului 2009 este într-o continuă perfecționare, continuă modernizare. Fenomenii care sunt prezente și în ziua de astăzi, multe din rezultate vor fi inclusiv simțite și parcurs perioade acum de 2013, inclusiv se planifică 2014. Și aici aș dori să remarc inclusiv momentul de dare în exploatarea tuturor instituțiilor medicale, centrelor de sănătate din localitățile rurale, în număr de aproximativ 80 de centre de sănătate, 80 de centre de sănătate pentru cetățeni, populația noastră din satele Republicii. Personal dumneavoastră, credeți că actualul guvern va reuși să facă acele minuni în domeniul sănătății atât de așteptate de cetățeni? Aceasta nu este o minune. Sunt scopurile bine determinate și acțiunile bine puse la punct. Urmează doar să ne încadrăm în termenii care ni le-am propus pentru a simți cu toți cetățenii Republicii Moldova de o asistență medicală și de un suport din partea segmentului medical asupra anumitor suferințe și, plus în afară de aceasta, ce aș dori eu să accentuez, ca cetățenii Republicii Moldova ar trebui să pună accentul inclusiv pe a de a avea un mod de viață sănătos, să nu uităm despre anumite activități care sunt foarte importante pentru noi toți. Activitățile sportive, sunt activitățile de alimentație corectă, trebuie să urmăm. Pentru a crește o societate, pentru a avea o societate sănătoasă, trebuie inclusiv și noi toți să atragem atenția asupra modului nostru de viață. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă urez succes! Eu vă mulțumesc!